În aceste momente, vicepremierul Raluca Turcan face declarații, o ascultăm. Prima etapă fiind aceasta a stabilirii plafoanelor bugetare, adică a indicatorilor macroeconomici în care să ne înscriem cu bugetul pentru anul 2020. În privința acestui demers al Guvernului de asumarea răspunderilor, vreau să trag două semnale de alarmă. 1. Cerem PSD-ului să nu obstrucționeze în Parlament procedura de asumare a răspunderii. Pentru că știm foarte bine că PSD-ul își propune să joace la ruleta rusească destinul românilor și este inclusiv capabil să amâne bugetul pentru anul 2020 în condițiile în care este pentru prima dată de după guvernarea PSD-istă când în sfârșit avem un buget prezentat în timp util, astfel cât autoritățile locale de la 1 ianuarie să poată să vină cu bugetele locale și să dăm drumul la dezvoltarea țării. Este foarte important ca România să nu mai rămână blocată. Este foarte important ca tot ceea ce înseamnă cheltuială să fie bine asumată, să fie o răspundere luată de către guvern și în același timp să intrăm cu investiții de la nivel național până la nivel județean. Al doilea semnal de alarmă este de data aceasta o rugăminte pe care o adresăm tuturor partenerilor noștri și partidelor și parlamentarilor care susțin guvernul Orban să sprijine în Parlament prezența și simplificarea procedurilor, astfel încât pe proiecte vitale așteptate de ani buni de către români să putem să progresăm și să facem niște lucruri care până acum au trenat. Gândiți-vă doar la primele proiecte, cele legate de legile justiției, plafoane și ordonanța 51, de când așteaptă românii să se facă dreptate. De asemenea, am decis astăzi o a doua asumare de răspundere să fie luată pe ordonanța 114 și tot în ședința de mâine vom avea o primă lectură a ordonanței 114, astfel încât aceasta să fie abrogată, cu excepția părții referitoare la construcții, unde deja s-au operat modificări în sector și dacă am abroga și partea aceasta legată de construcție, atunci s-ar bulversa cu totul un domeniu care aduce plus valoare în sectorul economic. Aș vrea să mai rețineți un lucru legat de ordonanța 114. Aceasta, practic, a condus la toate creșterile de prețuri pe care le-au simțit românii pe propria piele în timp ce erau mințiți că o duc mai bine datorită creșterii veniturilor făcute de guvernarea precedentă. Da, veniturile au crescut, dar creșterile de prețuri prin această ordonanță ticăloasă au fost efectuate crescând practic de la facturile la energie electrică termică până la facturile de telefonie, până la accesarea sistemului bancar prin ordonanța 114. Aș dori să mai menționez un lucru. S-a discutat despre rezidențiat. După cum bine cunoașteți, rezidențiatul s-a desfășurat fără probleme, în condițiile în care a fost crescut numărul de locuri la rezidențiat și, de asemenea, mâine evaluăm elaborarea unei ordonanțe de urgență cu privire la desfășurarea rezidențiatului în toate spitalele din România. Pentru că până în momentul de față asistam la monopoluri legate de rezidențiat în doar câteva centre universitare prin ordonanța pe care intenționăm să o dăm mâine. Practic permitem și spitalului militar, spitalelor militare din țară, spitalelor județene, spitalelor private să poată să desfășoare programe de rezidențiat astfel încât tineri care sunt finanțați prin locurile obținute la rezidențiat să poată să facă practică în spitale, să poată să-și pună la dispoziția sistemului medical românesc cunoștințele și munca pe care pot să le depună. În al treilea rând, aș dori să vă spun că am luat decizia ca Partidul Național Liberal să susțină anularea
pensiilor speciale, cu excepția pensiilor militarilor și magistraților care deja au o decizie a Curții Constituționale. În felul acesta se elimină o inechitate crasă în sistem. Sunt aproape 9 miliarde de euro pe an care sunt cheltuite de statul român cu pensiile speciale și dorim ca în paralel cu anularea unor privilegii care sunt date pe criterii discriminatorii, să venim cu o lege a pensiilor care să elimine inechitățile din sistem prin stabilirea, ca punct de plecare în calcularea pensiilor, a principiului contributivității. O țară întreagă așteaptă ca pensiile în România să fie calculate pe principiul contributivității și tot ceea ce înseamnă privilegiu stabilit la discreția politicienilor să fie eliminat. Nu în ultimul rând, Partidul Național Liberal începe pregătirea intensă a alegerilor locale. Ne-am stabilit un calendar de pregătire a celor mai buni candidați pentru funcțiile de primar și președinți de consilii județene, astfel încât, dacă alegerile locale se vor desfășura cel mai rapid în 24 mai, pe un calendar care prevede, să spunem, datele posibile pentru aceste alegeri, noi să fim pregătiți și să dăm un exemplu românilor, din nou, că Partidul Național Liberal pune performanța, integritatea și implicarea pe primele locuri și cerințe de bază pentru reprezentarea în funcțiile publice. Am început cu alegerea președintelui României. Avem un guvern responsabil și dedicat, un guvern care muncește 24 de ore pe zi din 24 și vrem să continuăm cu o guvernare liberală care să aducă prosperitate până în ultimul cătun al României, astfel încât decizii bune luate la nivel național să poată să fie rostogolite în parteneriat cu autoritățile locale până la nivel de cetățean de rând. Dacă aveți întrebări. Ce veți face cu bugetul? Vă veți asuma răspunderea pe bugetul pe anul 2020? Este o decizie luată? În privința bugetului vreau să fie limpede câteva aspecte. Să menționez limpede câteva aspecte. 1. Bugetul acesta este gândit și creionat în niște condiții extreme pe care trebuie să le respectăm din cauza incompetenței guvernanților anteriori. Din acest motiv, partea de cheltuieli a bugetului pentru anul 2020 va fi onorată și nu vom avea un dublu limbaj acum la guvernare față de ceea ce am spus în campania electorală. Tot ceea ce înseamnă majorare de pensie, de salariu minim cu impact pe legea salarizării, se va respecta. De aceea, fiecare cheltuială și fiecare venit în bugetul de stat pentru anul 2020 va fi extrem de bine gândită ca și componentă și nu vom accepta ca demersuri populiste și sinucigașe ale PSD-ului. Au fost declarațiile făcute de vicepremierul Raluca Turcan. Spunea domnia sa, PNL susține anularea pensiilor speciale. Urmărim aceste declarații ce au loc în Parlament și vom reveni cu detalii suplimentare.